uitați-l, uitați-l! Toți noi suntem aia care faci, bă! Ieși, bă, du-te! Totul a pornit de la un incident care a avut loc în tribune. Golul din minutul 87 l-a înfuriat pe unul din suporteri care a aruncat cu scaunul în angajații firmei de pază. Aceștia au ripostat însă cu spray-uri lacrimogene. S-a creat o ambuscadă, oamenii au ieșit afară, au rupt porțile de acces, moment în care jandarmeria a trebuit să intervină pentru a stinge acest conflict care se mutase în stradă. Doi jandarmi și trei angajați ai firmei de pază au fost răniți de bucățile de bordură și pietre. Două mașini ale poliției rutiere parcate în apropierea stadionului au fost și ele avariate de suporteri. Aruncat cu pietre asupra celor două echipaje ale poliției rutiere. Nici patronul stelist nu a scăpat de furia suporterilor. Câteva sute de fani au scandat împotriva lui Gigi Becali. Cele 10 persoane reținute au fost duse la secția de poliție și vor fi cercetate pentru distrugere și ultraj. Oamenii legii îi caută și pe ceilalți scandalagii.